Vă salut din nou, revin cu niște noutăți SICU și anume cu câteva tractoare, din păcate sunt doar două. În ultima vreme nu prea am găsit noutăți de la niciun brand. Vă mărturisesc anticipat că aștept un nou transport. De data asta am apelat la piața internațională și sper să primesc în curând seria Best of 2017 de la Matchbox și atunci voi avea mai multe mașinuțe de prezentat. Sincer, sunt încântat și eu sau nu numai încântat, nerăbdător să le primesc și să vi le prezint, dar până atunci am mai găsit, cum vă spuneam, aceste două tractoare de la SICU, care mi s-au părut interesante. Evident că sunt încă pe piață ce am mai văzut diferite combinații, adică tractorul și o anumită anexă, un utilaj sau o remorcă sau ceva, însă încerc să iau combinația în care nu mai am tractorul respectiv și multe sunt deja din cele 4-5 tractoare pe care vi le-am prezentat până acum. De aceea am mai puține variante, chiar și în seria asta. Și am să încep deci cu primul tractor. Am să le desfac, întrucât la SICU vă spuneam că blisterele acestea se pot desface urechiușele și trage afară mașina sau tractorul în cazul ăsta. După cum vedeți, deci vorbim despre un tractor de la compania John Deere 9560R. Probabil sunt mai multe versiuni. Am să încerc să vă prezint din toate pozițiile. Îmi plac ce foarte mult detaliile, în sensul că sunt atât de bine vopsite, de exemplu, gențile, încât îți dă impresia că parcă ar fi metal înăuntru, dar nu e metal, decât poate doar osia, aceea care prinde, sau cel puțin așa pare, mă refer la partea aia din mijloc. Roțile la fel arată atâta de bine, încât dă impresia că ar fi cauciuc, dar vă pot confirma eu că nu e cauciuc. Asta înseamnă că calitatea este superioară la acest design. Și îmi place că și roțile, cum vă spuneam, deci au calitate anume. După cum vedeți, are și o parte mobilă, ca și cum ar avea o mică remorcă. De fapt, această porțiune probabil aici ar urma să se pună un utilaj, de exemplu o greblă sau ceva ca să are pământul sau nu știu ce ar putea fi, dar sunt și eu un novice în acest domeniu, așa că încerc cumva să învăț luând diferite tractoare și utilaje. Dar mi se pare un domeniu interesant și destul de variat, a zice, adică sunt multe utilaje agricole. Am să pun un pic jos să focalizez mai bine pentru detalii. Cum vă spuneam, nu mă pricep atât de bine, poate un inginer agronom ar putea identifica anumite chestii. Se pare că se ia jos și cabina, după cum vedeți, și se pune la loc. Este plastic, numai porțiunea asta de la motor și da, și aripile de la roți, inclusiv porțiunea asta cu scările, e din metal. În rest tot e plastic, vedeți și baza, este tot plastic. Nu scrie nimic ca și date suplimentare. Vă spuneam că mașinile SICU mai au și niște informații tehnice, dar se pare că la mașinile agricole nu.
Deci o privire din spate, lateral, din față, vedeți, partea asta este tot plastic, chiar și masca cea neagră, doar cadrul ăsta verde mai lucios și mă bucur că nu. Un alt aspect care îmi place e că ceea ce e de metal nu e culoarea cea metalizată, deci și în domeniul tractoarelor nu am văzut deocamdată culoarea metalizată, ceea ce e un plus. Deci putem să vedem detalii și în interior. Această țeavă de șapament, dar aș putea să, cum vă spuneam, să iau jos, să se vadă mai bine. Și cabina. Deci, cum vă spuneam, e mobilă. Da, cred că este un os, e mobilă, se vede mecanismul prin care se poate mișca și în același timp se poate atașa probabil un echipament. Dacă se vinde vreun utilaj separat, am să iau tocmai ca să asociez cu acest tractor. Deocamdată îl am doar simplu și din spate. Deci cam acesta a fost tractorul de la John Deere. De sus, niște detalii. Trecem la al doilea, care mi se pare parcă un model ceva mai vechi. Vorbim de un Lance Bulldog, pare un tractor nemțesc. După cum vedeți, cel puțin în acest blister, găsiți din nou un catalog, dar experiența mea nu e doar, adică nu e întreaga colecție, în special au pus partea asta de utilaje agricole, vedeți cât de multe sunt, însă atenție, sunt trei scări aici, vedeți, 1, 32, tot 1,32, deci foarte multe la 1,32, ceea ce înseamnă destul de mare, 1,50 care e deja mai mic și eu achiziționez la scara 1,87 aceste tractoare. Pe partea cealaltă puteți vedea iarăși mai multe tractoare, deja utilaje tehnice, autobuze. Dar, după cum vedeți, aici nu sunt automobilele, de exemplu. Deci, de asta vă spun, e un blister parțial, în special, părerea mea, tot ce e la capitolul, dacă ai luat un tractor, atunci îți arată tot ce e tractor sau utilaj agricol. Deci, să continui cu prezentarea. Vorbim, deci, de un tractor german, cred că are o formă mai ciudată, parcă ar fi turtită. Și se vede aici cureaua de transmisie, bănuiesc eu. Mai ciudat, se vede afară parte din motor. Și aici roțile arată destul de bine, ca și cum ar fi de cauciuc. Și mereu vopseaua e așa foarte aprinsă, ca și cum ar da un luciu metalic la el. Cadru, acela verde. Să zicem, vedeți diferența cum lucește metalul față de acel plastic, deci partea asta e metal, inclusiv aripile. Aici vedem și un detaliu de stopuri, să zic, vopsite cu roșu. În interior se vede volanul. Nu știu dacă se poate lua jos și aici, dar nu forțez decât dacă chiar. Dincolo a fost destul de ușor și un număr de matriculare care încerc să îl focalizez exact Lance Bulldog, adică denumirea lui. Într-adevăr, aceste accesorii cu farurile și cu țeava de șapament ar fi putut să fie mai bine realizate sau poate și astea din metal. Am să încerc să focalizez și să vă arăt din toate pozițiile. Deci aici ce apare nou și interesant ca și detaliu sunt stopurile și
numărul de matriculare și acestea sunt faruri practic din față, dar în rest par detalii parcă de motor. În general, când o mașină era mai veche, cred că vă aduceți aminte că nu erau așa bine protejate motoarele cu carcasă și se mai vedeau lucruri în afară. Mă gândesc că și acesta este deci un tractor mai vechi în care se pot vedea părți din motor. Deci din spate și aici vedeți deci stopurile cu roșu, un detaliu, zic eu, pentru un plus de calitate. Asta ce vedeți cu alb e tot plastic ca și cadru. Ce e interesant sau chiar și ciudat e că e într-o parte și vă mărturisesc că am văzut și în realitate un astfel de model de tractor. Deci așa e modelul. Nu e niciun defect de fabricație. Așadar, acestea au fost cele două tractoare, Lanț Bulldog și de la John Deere 9560R. Aici am putut lua jos cabina, după cum vedeți. Deci până la următoarele noutăți, probabil de la Meshbox, vă spun și vă urez toate cele bune. Numai bine!